Regele Mihai I a fost iubit de români. Încă de ieri, de când majestatea sa a ajuns la Palatul Elisabeta din capitală, mii de oameni și-au adus omagiul la sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui. Rândul celor care așteaptă și astăzi înconjoară jumătate din clădire. Oamenii așteaptă și acum, cu răbdare și în liniște, să ajungă în sala tronului. Porțile palatului vor rămâne deschise până la miezul nopții, același palat în care regele a domnit vreme de un deceniu. Este a doua zi în care în sala tronului răsună cântece bisericești și se spun rugăciuni. În liniște, în fața sicriului, îngenunchează rând pe rând oamenii care au așteptat afară chiar și 4 ore. Au venit să-și ia la revedere de la rege. Sunt persoane care au crescut în perioada regalității sau care s-au născut înainte de venirea comunismului, dar și cei care au avut curiozitatea să afle din cărți cine a fost regele Mihai I. Orice român ar trebui să fie conștient că fără actul de la 23 august 44, România nu ar mai fi fost o țară întreagă acum. Și mă bucur foarte mult că am avut ocazia să-l văd pe majestatea sa când am plinit 92 de ani la Palatul Elisabeta, la ultima apariție publică. Regele Mihai a fost foarte iubit. Știu că ultima manifestație în 1945, de ziua lui, de Sfântul Mihai, a fost o manifestație grandioasă, nu numai în București, în toată țara. A fost cu împușcături atunci și cu arestări și cu procese după aceea. Dar a fost o mișcare frumoasă atunci. Cum vi-l amintiți pe rege? Ca un om blând, cum se cade, inteligent, bun român. Român, patriot, care a influențat în mod determinant soarta celui de-al doilea război mondial, cel puțin în ultima perioadă a războiului mondial, și un om deosebit. Atunci când îl priveam, îl defina cea mai mult răbdare. A fost un rege loial. A fost un rege eroic, cu vocație eroică, dar a fost conjuncturi istorice tragice pentru persoana sa, în primul rând, și pentru istoria noastră. Odată ce rândul înaintează spre catafalcul regelui, atmosfera este tot mai emoționantă. Am venit să aduc un ultim omagiu ultimului reper moral al României de astăzi și cred că, nu știu dacă monarhia este o soluție, dar omul Mihai a fost mai mult decât un exemplu pentru, cel puțin pentru mine. România a pierdut ultimul reper moral în care ne puteam rezema. Cu ce amintire ați rămas în sufletul dumneavoastră despre majestatea sa? Frumoasă, am învățat religie, am învățat școală frumoasă, civilizată, cu credință. Cântam regele Mihai când intram în clasă, ne făceam rugăciunea Tatăl nostru și pe urmă cântam imnul regal. La plecare, mulți scriu în cărțile de condoleanțe. Am venit pentru că el este pentru mine un model în viață, a fost un mesager al culturii, un om cu sânge nobil și pentru mine contează foarte mult. Și am venit să aduc un ultim omagiu. Vă așteptați ca regele să fie atât de mult iubit? Sunt foarte mulți oameni care așteaptă. Multă lume regretă că nu am avut noi posibilitatea să ne dăm seama că trebuia să fie regele la putere. Candele ard permanent, iar pe gardul din fața palatului sunt puse coroane, buchete de flori și mesaje.